prietenul nostru Rareș Bogdan, da? O să facă un pas în lateral când o să vadă pe listă cu Tudose? Asta e o bună întrebare și pentru mine. Înțeleg. Dar stai, mă, n-a apărut ieri împreună, mă, că cel mai mare semn de asta este că după ce s-au bucurat cu apariția împreună, Bogdan, e ca și investigații. Este și prietenul meu, Rareș, și eu mi-asum public asta, ca și al tău. Da, și eu dar m-am uitat că după ce prima dată, deci acum câteva luni în urmă, Rareș îl făcea pe Tudose, de-l făcea avion, da? Tudose pe Rareș de să porcăiam și băi, ieri am văzut în asta ca imagine. Ca imagine de PR, i-a pus unul lângă altul, știi? Și era Rareșelul meu așa și cu Tudose cu minte de tot și zicea... Bogdane, dar atenție mare! E o hotărâre de partid. Dacă nici măcar de partid. Bă, dacă Iohannis va ajunge să fie la un moment dat, cum să spun, răstoarnă un pahar în cap, cum mi se răstoarnă lui Col de astăzi, înțelegi? Va fi pentru faptul că a pus liberalii într-o situație nu umilitoare, nu jenantă, bă, înfiorătoare, bă. Dar și pe PSD și la fel. În situația aia în care trebuie să înghită rahat cu Polonicu, bă, momentul ăsta, și să prefacă mănâncă șorbă de burtă, zice. Mai au o gură de rahat. Falcă, mai au o gură de rahat. Ai văzut la ședința, ai văzut la ședința comună cum e intercalat? Penelist, PSD-ist, penelist. Deci, hai Rareș, să facem Rareș, gora mare, Rareș, să nu dăm la... Rareș a ajuns să stea lângă firea, bă.